Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Avem nevoie de o magiată. Cine este Diana? Vino, te rog, aici să sufli. Pune-ți o dorință. Ca la 18 ani, o dorință trebuie să fii majoră. Bravo! Dacă tot am început cu torta, poți să o primești. Este torta majoratului tău. Eu vreau să mă prezint, mă numesc Carina, sunt curierul online floreriemoții.md. Venim astăzi la tine cu îndrumarea mămică Italia, care este departe, dar a vrut și ea să fie măcar pentru câteva clipe aici alături de tine. Venim noi pentru ea, ca să-ți aducem sincere felicitări, să-ți dorim un sincer la mulți ani, să-ți pui scopuri bine puse, să le urmezi, să ajungi acolo unde îți dorești și pe tot parcursul vieții de acum încolo să te îndrume doar norocul. Te rog să primești acest buchet de trandafiri. Este pentru tine. Așa. Îl ții? Da. La fel, aici e ceva special ca pentru majorat. Este la fel pentru tine. O șampanie. Orice aniversare fără șampanie nu trece nimic. O mânăm cuiva din fete. O să deschideți, nu? Amu? Nu, mai târziu. Ha, mai avem câte ceva. Diana, mămica ta, Tatiana, ți-a scris un mesaj lung, dar din suflet, ca o îndrumare de acum încolo. Te rog să asculți cu atenție și să fie liniște. Draga mea, azi ai împlinit 18 ani. Ești în sfârșit majoră, ceea ce de altfel așteptai de mult timp. Am trecut împreună prin etapele esențiale ale creșterii tale și temerile mele de început de carieră în profesia mea de mamă s-au schimbat în speranțe. Speranțele mele sunt legate de sufletul tău frumos, luminos și bun. Am să-ți amintesc mereu singurul sfat pe care și eu l-am aplicat în viața mea și a funcționat, de la care pleacă toate cele câte îți voi spune aici. Să fii bună pentru ca să poți să fii fericită. Adevărata fericire în tine răsare și în tine înflorește și leagă rod. Când ți-ai pregătit sufletul pentru ea, nu vine de la alții. Ea vine din bunătatea și iubirea ce cresc în sufletul tău zi de zi. Fericirea locuiește doar în suflete bune și pregătirea pentru fericire este o operă de fiecare clipă. Fii răbdătoare. Când pierzi răbdarea, împrăștii tot ce ai înșirat și iar trebuie să o iei de la început. Chiar dacă pe drumul vieții eu voi încerca să te protejez de tot rău care te înconjoară, cele mai multe lecții va trebui să le înveți singură. De multe ori vei călca strâmb și vei avea regrete. Nu trebuie să le ai. Fiecare întâmplare, fericită sau nu, se adaugă la experiența pe care o acumulezi de-a lungul vieții. Domnul să te binecuvinteze, draga mea, cu ani mulți, sănătoși, frumoși, cu o familie frumoasă, cu împliniri și cu liniște și pace în viața ta. De aici scrisoarea o voi transforma într-o declarație de dragoste, dragoste de mamă. Pentru că dragostea mea este acea care te va însuți prin viață, prin toate experiențele existenței tale. Ceea ce vreau să spun, de fapt, este că te-am iubit din prima clipă cum te-am văzut și te voi iubi până în ultima clipă și îți voi fi mereu alături. Indiferent de câte alegeri greșite vei face, poate nu te voi înțelege de multe ori, dar oricum te voi iubi. Să nu renunți la vise. Îmi voi spune părerea de fiecare dată, ca și până acum, că acesta mi-e rolul de mamă, dar decizia finală ți-aparține ție. Să mă ierți de fiecare dată când părerea mea nu va rezona cu tine sau când ideile mele nu le vor susține pe ale tale. Eu le voi spune totuși, ca să iei din ele tot ceea ce consider că te va ajuta pe viitor. Călătorește, cunoaște oameni, culturi, civilizații și locuri noi cât mai des posibil. Încearcă mâncăruri, stiluri, obiceiuri sau atracții locale, pentru că experiențele și senzațiile sunt cele care rămân ca amintire. Îți mulțumesc că m-ai ales pe mine să îți fiu mamă. Zbor frumos și lin, cu cer senin și soare pe drumul vieții. Ești pregătită să-ți desfaci larg aripile și să pleci în călătoria ta prin această lume, fără teamă,
zboară. Te iubesc, mama. Asta este îndrumarea de la mamica ta, să zbori, să întinzi aripile și să mergi cu curaj în viață de acum acolo și poți să-i transmiți felicitări și mulțumiri. Vreau să-i mulțumesc foarte mult, nici nu m-am așteptat așa ceva. Vreau să-i spun că îmi pare foarte rău că nu-i alături de mine. Mi-e foarte dor de ea. Oh, nu trebuie să plângi astăzi, draga mea. Lasă că venim noi. Și vine curând, da? Și vreau să-i zic că îi mulțumesc că au avut răbdare să ne crească până acum. Nu mai pot. Pur și simplu mi-e foarte dor de ea. N-am văzut de mult timp. Eu te vedem. Oh, Liu. Uite că asta nu e tot. Mai avem surprize pentru tine și îți întoarcem înapoi zâmbetul. Haideți să ne deplasăm cu toată lumea ca să vedem și următoarea surpriză.